Când m-am liniștit în sfârșit, s-au deschis ușile. În momentul în care am sărit din avion, efectiv am văzut negru și am leșinat. Șacalilor, ce faceți? Astăzi vreau să-l arăt videoclipul în care am sărit cu parașuta ca să pot să vă, nu știu, să vă exprim așa, să vă dau așa o stare pe care o aveam și eu când am sărit efectiv cu parașuta. Ca să înțelegeți mai bine videoclipul, o să vă zic de pe acum că mie teamă de înălțimi. La modul nu mi-e frică dacă sunt undeva gen sus, dar sunt toate măsurile de siguranță, gen un geam mare sau o balustradă așa mai înaltă decât mine, fără să unde să nu pot să cad. Dar nu știu dacă merg așa la un baraj, știi, și mă plec așa, știi, și văd în jos sau deschid geamul de la nu știu ce etaj și mă nou, gata, sau tăia picioarele, știi? Deci nu pot. Eu marți trebuia să fiu în București ca să filmez clipul pentru Selena, da? Sper că ați văzut, toată lumea a văzut hitulez Selena, da? Aveți link-ul în descriere dacă n-ați văzut, trebuie să o ascultați, e cea mai genială piesa mea. Eu își pentru trending, toată lumea ascultă, vă mulțumesc pentru tot suportul pentru piesa asta, mă bucur că vă place și acum să revenim. Eu joi trebuia să plec acasă, dar primesc un telefon de la managerul meu care îmi spune: auzi, Nick, vezi că joi sar cu parașuta? Și eu îi răspundă: poftim! Da, astăzi aparent sărim cu parașuta de la 4000 de metri. Mama a omuțit, nu sunt pe mama să-i zic că nu, înebunește, acolo e cavou, mama Bacovia, știi? Magda chiar vrea să sară cu parașuta. Abia aștept, eu m-aș arunca și fără parașuta. Vai, nu spune asta la cameră! Dacă nu o să trăiesc cumva, Denis, frate, mi-o trebuie să editez tu asta, intri în Sony Vegas, tragi toate videourile acolo și le editezi tu. Salut-o pe mama, te iubesc, mătușa mea, te iubesc, vă iubesc pe toți. Dacă lor pe bune, mie gen mi-a aici, mi-a era, frate, cum să sar, frate, de la 4000, gen, eu nu. Nu, frate, am stat la parter toată viața mea. Cum să mă duc la 4000 de metri sargent? Mulțumesc, na. Am ajuns la TNT Brothers, m-au echipat oamenii, am făcut cunoștință, toată lumea era super funny, toată lumea avea umor. M-am simțit extraordinar de bine acolo că sunt niște oameni cu umor. Ai de gând să nu mai fii așa fericită? Niciodată. Eu gen sunt super deprimat. Da. Ia fi tu deprimat în roșu, așa? În roșu? Da, deprimat, dar pantalonii jos, Adidas și jos, ăla pune la acolo până în alta. Că avem treabă. Pantalonii avem treabă. Jos. Da, pantalonii jos. Da, cu pantalonii jos, da. Eu am venit să arc cu parașuta, dacă mă înțelegi. Da, dar înainte trebuie să facem gestul. Am înțeles. Na, dacă ziceți dumneavoastră... Băieți, sunt pilot de Formula 1. Adevărat. Oh, mamă, dar nu stă roșu. Ia uite mai ceas. Uf, ia uite, fără papuci. Ulala, Chiquita! Haide! De ce n-ai din asta? A, păi eu mor dacă n-am de rând. Sunt echipat, Johnilor. Așa m-au zis, piloții de Formula 1, în Moldova le spune chiloți, nu? Atunci mi-a mai trecut din frică, recunosc, cât timp mi s-a luat interviul, până când mergeam spre avion. Am sărit cu Magda și Magda zâmbea și râdea și cânta în avion și eu nu mai puteam de frică. În timp ce urcam, domnul instructor îmi spunea cum trebuie să fiu calm și să mă bucur că e o ocazie unică, în timp ce mă uitam pe geam cum ar veni și avionul la un moment dat a făcut odată așa, mamă! Când a făcut avionul ăla așa, deci eu așa eram, deci nu știam, mă prindeam de geam, m-a prins de capul lui instructor, m-a venit, nu știam ce să mă mai prind. Bă, și când m-am liniștit, bă, eram și eu calm în sfârșit, ziceam, da, e o ocazie unică, neam de neamul familiei mele n-a făcut așa, bă, se deschid ușile și simt așa pe instructor cum pleacă, zic, gata, nu mai vreau, priți avionul, nu mai, opriți-l, stop aici, pauză. Asta a fost momentul când sărim, efectiv, stop aici, eu nu mai puteam de frică. Uitați-vă un pic la fața mea, doamne, bă, nu mai puteam, am leșinat de tot acolo. Când eram în poziția asta și am pus așa capul pe instructor, mi-am închis ochii, că nu mai puteam, nu știam ce să mai fac. Vă jur că îmi repetam în continuu, doamne, ține-mă în viață, doamne, te rog, nu, să nu se întâmple acum, că știu care omul peste 10.000 de salturi, dar dacă la 10.001, acum nu se duce parașta, știi, bă, mă gândeam așa. Când m-am liniștit în sfârșit, s-au deschis ușile, în momentul în care am sărit din avion, efectiv am văzut negru și am leșinat. Sărit, tot ce știu e că am închis ochii, am țipat și nici nu mai știam că e instructor cu mine, eu ziceam că acolo mor. Simțeam că mă sufoc, mai puneam instructor așa, mai ridica capul, că a meu se ducea, știi, mă duceam așa de tot, știi, deci nu mai puteam. Știți momentele alea din
viață când credeți că totul merge bine, dar la un moment dat, bum, se strică totul deodată și reveniți la normal. Ei bine, așa s-a întâmplat cu mine când am deschis parașuta și am simțit, wow, în sfârșit nu mai cad cu viteza aia de 700.000 de kilometri pe oră, pot să văd ceva, până când instructorul a dat odată așa, știi, de parașuta aia. S-a terminat, nu, s-a terminat. Deci e una să te ții așa, știi, că măcar așa ai sărit. Băi, dacă când îți dai drumul așa și simți că plute, mama, gata, atinsesem nirvana, nu mai, eram în spațiu. Nu știu cât a durat tot saltul, dar la mine s-au simțit vreo 3 ore cam așa. Și cam asta a fost prima mea reacție după ce efectiv am ajuns la pământ. Vreau să pup pământul. Hai, bate palma înainte. Felicitări. Oh my god, cum a fost? Una peste alta, ți-a plăcut? Jur! Bravo. Wow, mulțumesc! Felicitări! Noi îți mulțumim că ai venit, chit că n-ai știut unde ai venit. Te fericit și te mai așteptăm la noi. Da, bate palma! Tocmai am ajuns pe pământ. Sunt mort, am crezut că... Am zis, gata! Acolo, n-am mai! Când am... Mamă, nu mai, n-am cuvinte! N-am mai, s-a terminat! Cum ar veni, am crezut că acolo, de acolo, sneak, 2019. Revin un pic după ce mă mai calmez, că acum sunt time-out, sunt knockout, sunt... BRB. Pe final pot să vă zic că a fost momentan cea mai tare experiență cu adrenalină din viața mea. Așa frică, dar bă, dar o frică de aia faină oarecum, știi? Dar mă gândeam doar că o să mor, deși nu mai știam că n-o să mor, dar nu știu. Deci în viață trebuie să încerci și chestia asta la un moment dat. Deci e o chestie pe care, bă, nu mori, deci nu mori, maxim leșin sau vomis, bă, dar merită să încercați asta. Dacă o să aveți ocazia să încercați, vă zic din toată inima mea, priveliștea pe care o ai de acolo e inimaginabilă, deci e de nedescris. De asta nu știu dacă simți ce zic eu acum. Domnule instructor, cum m-am comportat? Admirabil. Da. Impecabil. Cât de tare am simțit. Fenomenal. Am zis bine? Fenomenal? Da, impecabil. L-a făcut să țipe și el m-a făcut să tremur. Da. A țipat bărbătește. Mamă! A zis, da. Numai așa zicea, mamă, cât de tare. Cât de tare, mamă! Nu cred că te-a auzit. Și în avion am fost ok? Nu. Super ok. Păream speriat un pic? Nu păream. Nu, te-ai lipit de mine așa cum stăteai tu cu spatele la mine, da, super ai fost, da. Lăsați-mă să vă strâng mâna pe cameră. Vă mulțumesc. Suficiente saltul să ne ajungă la amândoi. Lăsați-mă să vă pup mâna pe cameră. Dar poți să-i pup și mâna, că jur la cum o poți. Nașu, cine sunt? Da, ce să mă mai zic, nu uitați, dați un follow pe Instagram, că o să postez o poză de la parașute de acolo, de la TNT Brothers. Vă îndemn să faceți asta, chiar dacă sunteți slab de inimă și eu sunt slab de inimă, dar uite că mi-am învins frica și mă simt mult mai bine. Vă urez o zi frumoasă și ne vedem data viitoare. Pa, bă! We'll be right back.